Sute de zambile înfloresc în această perioadă în serele unei familii din satul Tulgheș, comuna Mireșu Mare. Serele sunt afacerea proprie a familiei Bârlea de 15 ani, iar munca printre flori este una destul de migăloasă, dar în același timp una relaxantă. Cultura zambilei începe din luna noiembrie, când se primesc bulbii și plantăm bulbii în aceste cepe, le plantăm în ghiveci. După care vine o perioadă în care ele se pun la iernat, gen beci, se îngroapă în pământ, multe, așa. Și în luna februarie le scoatem la lumină. Zambilele nu trebuie ținute neapărat în seră pe timpul iernii. Și la noi luna decembrie este singura lună în care dormim 5-6-10 ore pe zi, în rest nu avem timp. Munca printre florile parfumate nici nu mai contează când clienții sunt mulțumiți. Pe mine vorba e și o margaretă ruptă din iarbă pe care mi-o doreau copiii când eram mici și n-aveam serat de flori. Era cel mai frumos cadou. Nu mai zic de zambile, nu mai zic de orice floare. Să se bucure de primăvară, de parfum, de, nu știu, o floare e viață. Și pentru că este afacerea familiei, fiecare știe cum să îngrijească parfumatele plante, astfel încât acestea să nu fie afectate de ger. Sergiu Bârlea este cel care se ocupă de tot ce ține de acestea. Practic ziua, temperatura o dă soarele și nu trebuie momentan, acum, primăvara. Dar iarna a făcut foc să aibă 20-25 de grade ziua și noaptea 15 grade. Și cam asta e. Acum, că s-a mai încălzit un pic vremea, temperatura este în funcție de luminozitatea soarelui. Dacă la început pasiunea a fost pentru alte flori sau legume, zambilele și-au găsit repede un loc în serele spațioase. Am început cu legumele inițial acum 15 ani. Pe parcurs ne-am gândit să mai diversificăm un pic produsele și am zis să facem flori, că oricum îi plăceau mult soției florile și am zis de ce să nu ne apucăm de flori. Am început câte un pic mai timid la început, dar încet, încet ne-am extins, ca să zic așa, cu florile. În general, noi lucrăm cu plantele, e o satisfacție enormă, având în vedere că avem și legume și dintr-o sămânță mică, cât o furnică, devine o plantă înaltă de câțiva metri și dă roade, te bucuri de ele. Noi o facem cu drag, cu pasiune, punem sufletul și atunci totul e atât de frumos. Clienții abia așteaptă să înflorească zambilele și să vină să își aleagă din cele 5 sortimente expuse. De ce vă place acest mărțișor? Este foarte frumos, ca un rai. Astfel de afaceri sunt încurajate mai ales în mediul rural, pentru că agricultura pare să fie viitorul. Pentru o comunitate, o asemenea familie este o binecuvântare, pentru că, în primul rând, ne face cinste. În al doilea rând, știm că această familie are o afacere ce sigur că va prospera, iar în al treilea rând, aceste flori nu fac altceva decât să facă atâtea bucurii, atât în comunitatea noastră, cât și în atâtea case. Hyacinthus orientalis, cu denumirile populare de zambilă sau hyacinthul, este o plantă perenă, decorativă, originală din zona mediteraneană, care însă s-a răspândit în toată lumea. Este apreciată pentru parfumul ei intens și potrivită și pentru 1 martie, dar și pentru 8 martie.